Rese de aici că tatăl dumneavoastră nu mai poate lucra în urma accidentului de acum 4 ani. Păi da, da. Și domn doctor dinainte tot așa zicea. Destul de bună pensă lui taică-tău. Militar. Grad 1 de invaliditate. Cotă maximă. Slavă Domnului! Știți ce? Eu nu sunt domn doctor dinainte. Cred că trebuie să-l văd personal pe domnul Ferraru și să stabilesc eu gradul de invaliditate. Da. Domnul doctor, dar n-ați zis că nu-i nevoie să vină? Și că ne înțelegem noi cumva? Păi văd că nu ne înțelegem. Auzi? Eu cred că tu nu înțelegi că eu trebuie să semnez aceste acte. Dacă se întâmplă ceva, eu răspund. Dacă vine un control, eu trebuie să răspund. De ce ia banii ea? De unde ia? Cât ia? Hă? Nu știu ce să zic. Semnez eu și ne vedem la anul. Poate și cu domnul Ferraru în persoană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul doctor. Dar să știți, chiar n-are cum să se miște. De-aia m-a trimis pe mine. Ok, ok. La revedere. Și sănătate. La revedere. Alo. Rudico, tu ai stat aici când am schimbat aerul condiționat? Nu? Păi spune de ce. Ne-ai băgat în căcat.